Bună, bine te-am regăsit pe canalul Infomate. Pentru astăzi am găsit o problemă foarte interesantă uh, în cartea de mate 2000, clasa 7, -a, problema ce poate fi uh, foarte bine subiect de evaluarea națională la subiectul al treilea. Haideți să uh, citim problema și să încercăm să o rezolvăm împreună. Fie ABCD un trapez dreptunghic cu AB paralel cu CD. AB mai mare decât CD, iar măsura unghiului A congruentă cu măsura unghiului D și egal cu 90 de grade, având diagonalele perpendiculare. Știind că AB este 72 de cm și CD 18 cm, calculați la punctul A înălțimea trapezului, la punctul B perimetrul trapezului, la punctul C lungimile diagonalelor AC și respectiv BD, iar la punctul D aria trapezului. Am desenat aici un trapez dreptunghic conform datelor problemei și să vedem cum putem să aflăm toate cele uh, din concluzie, cele patru subpuncte. Fie CF o paralelă la BD. AB intersectează acest CF în punctul F. De fapt, B este uh, pe latura AF, pe dreapta AF. DC este paralelă cu AB, DC paralelă cu AF. E același lucru, înseamnă că DC e paralel și cu BF. Cum D B era paralel cu CF și DC paralel cu BF, aici se formează un paralelogram DCFB. Și, ca orice paralelogram, are laturile două câte două paralele și congruente. Înseamnă că DC e congruent cu BF și egal cu 18 cm, cât aveam în ipoteză. Fie CE perpendicular pe AB, dar și AD era perpendicular pe AB. Rezultă că AD este paralel cu CE, dar CD era paralel cu AB. Cum E se află pe AB, înseamnă că DC paralel și cu AE, și aici fiind vorba de unghiuri drepte A și D, se formează un dreptunghi. AECD. Atunci și AE este congruent cu DC și egal cu 18. CE este congruent cu AD și acestea reprezintă înălțimile pe care, înălțimea trapezului pe care noi trebuie să o aflăm. BE este egal cu AB minus AE, adică 72 minus 18 și egal 54. Iar EF este egal cu EB plus BF, care înseamnă 54 plus 18, 72 cm. Dar AC este perpendiculară pe DB. Ne spunea în ipoteză că diagonalele sunt perpendiculare. Și CF este paralelă cu BD. De unde rezultă că dacă AC e perpendiculară pe BD, este perpendiculară și pe paralela la aceasta, adică AC perpendiculară pe CF. Înseamnă că aici se formează un triunghi dreptunghic ACF cu unghiul C de 90 de grade. În acest triunghi, putem aplica uh, teorema înălțimii să aflăm pe CE. C la puterea a doua este AE înmulțit cu EF. De unde rezultă că CE este radical din 18 mulțit cu 72 și descompunând în factori prim atât pe 18 cât și pe 72, putem afla uh, că CE este radical din 3 la a doua ori 2 ori 6 la a doua, ori 2, de unde rezultă că scoatem de sub radical un 3, un 6 și un 2, deoarece 2 ori 2 avem 2 la a doua. Obținem CE egal 36 cm și AD este tot 36 de cm. Deci înălțimea trapezului are valoarea de 36 de cm. Această descompunere în factor mi se pare mai ușor de calculat și de aflat, decât să mulțim cele două numere, să obținem un număr mai mare, mai lung și apoi să extragem radical din el. Să-l descompunem în factor prim sau să uh, aplicăm extragerea manuală a radicalului. Este o variantă mai uh, ușoară, după părerea mea. Mergem la punctul B, trebuie să aflăm perimetrul uh, trapezului, care înseamnă AD plus DC plus CB și plus AB. Cum am aflat-o pe AD și DC și AB le știm din ipoteză, ne lipsește CB. De unde o putem afla? Observăm aici că ni s-a format un triunghi dreptunghi CEB, în care cunoaștem înălțimea CE și o cunoaștem și pe EB. Cunoscând catetele, aflăm cu teorema lui Pitagora și ipotenuza. CB este egal cu C radical din uh, CE la pătrat plus subradical sub radical plus EB la puterea a doua. Teorema lui Pitagora. Și înlocuind, obținem că CB este 6 la puterea a doua, adică 36 uh, la puterea a doua plus 2 ori 3 la puterea a treia, totul la puterea a doua. Am înlocuit pe B și l-am ridicat la puterea a doua, descompunând la fel în factori prim. De ce? Pentru că este mai ușor să extragem radicalul. 6 este 2 ori 3, totul la a doua înseamnă 2 la a doua ori 3 la a doua și apoi totul la a doua. Iar 2 ori 3 la a treia, totul la a doua este 2 la a doua, mulți cu 3 la a treia, totul la a doua, care înseamnă 3 la puterea a șasea. La fel aici aplicăm puterea a doua la fiecare termen, 2 la a doua, totul la a doua devine 2 la a patra, ori 3 la a patra, plus 2 la a doua, ori 3 la a șasea, și obținem, prin factor comun, pe 2 la a doua, ori 3 la a patra, pe lângă 2 la a doua plus 3 la a doua, scoatem de sub radical un 2 și un 3 la puterea a doua, și obținem sub radical valoarea 13. Deci CB este 18 radical din 13 cm. Acum putem afla și perimetrul lui ABCD adunând toate valorile celor patru uh, laturi 36 plus 18 plus 18 radical din 13 și plus 72. Egal cu 126 plus 18 radical din 13, vom da factorul comun 1, 18 pe lângă 7 plus radical din 13 cm. Am aflat și perimetrul. Haideți să vedem cum aflăm uh, diagonalele. Păi, în triunghiul ADC cunoaștem catetele DC și AD și aflăm cu Pitagora, teorema Pitagora pe AC ipotenuza. AC este radical din DC la puterea a doua plus AD la puterea a doua. La fel, fără să facem calculele, e mai ușor să descompunem. Eu aici vă las pe voi, dacă vă e mai ușor să ridicați la puterea a doua, să faceți adunarea și apoi descompunerea în factori prim. Cum vă e mai ușor? Rezultatul lui AC fiind 18 radical din 5 cm. Cum? CF este congruent cu DC. Noi în triunghiul ADB putem afla pe uh, DB tot cu teorema lui Pitagora sau din ACF, da, aflăm pe CF care e congruentă cu DB tot cu teorema lui Pitagora. Vă alegeți care triunghi îl vedeți mai ușor și să faceți calculele. Haideți să vedem în triunghiul ADB aflăm ipotenuza DB prin teorema lui Pitagora egal cu radical din AD la puterea a doua plus AB la puterea a doua. Tot prin descompunere de factori am reușit să calculez mai ușor din punctul meu de vedere că DB este egal 36 radical din 5 cm acest exercițiu de puteri, de calcul și factor comun. Vă lasă să-l exersați singuri cu creionul și hârtia, e foarte important, și apoi vă verificați cu rezultatul. În final, ne, trebuie să aflăm aria trapezului. Conform formulei, este baza mică plus baza mare, totul înmulțit cu înălțimea, totul supra 2. Deci avem în paranteză, baza mare 72 plus baza mică 18, totul înmulțit cu înălțimea ce sau AD care era 36, totul supra 2. Vom simplifica pe 2 cu 36 și obținem 18, iar în paranteză este uh, egală suma cu 90. Deci, area lui ABCD este 90 înmulțit cu 18, care egal cu 1000. 620 cm pătrați. Și așa am uh, calculat toate cerințele, toate cele patru cerințe. Această problemă mie mi s-a părut destul de interesantă. Uh, sper că și ție ți-a plăcut. Dacă da, te rog să apreciezi acest video. Nu uita să te abonezi. Și dacă ai activa notificările, vei fi primul care află de următoarele noutăți pe care ți-le-am pregătit. Alte probleme și exerciții, bineînțeles, la care le găsim soluție împreună. Până data viitoare îți urez pur la lucru pa.